Ai publicat o investigație jurnalistică și la scurt timp autoritățile ți-au solicitat să divulgi sursele care ți-au oferit informația. Ce faci? Vei dezvălui sau nu numele lor? Legislația Republicii Moldova stabilește clar: jurnaliștii nu sunt obligați să dezvăluie date care ar duce la identificarea surselor. Acest drept este consfințit în mai multe acte: Codul Serviciilor Media Audiovizuale, Legea Presei, Legea cu privire la libertatea de exprimare. Potrivit prevederilor, doar instanța de judecată poate dispune dezvăluirea unei surse de informare și doar atunci când apărarea siguranței naționale și a ordinii publice prevalează. O altă circumstanță ține de soluționarea unei cauze atunci când toate căile alternative au fost epuizate sau alte soluții nu există. Jurnaliștii mai pot fi obligați să dezvăluie sursele atunci când materialul lor relatează despre o infracțiune. În astfel de cazuri, instanța va pune pe cântar interesul public și cel privat al sursei sau surselor. Judecătorii nu pot cere dezvăluirea identității sursei în cadrul unui proces civil sau contravențional, ci doar într-un dosar penal. Asigurați-vă că sunt întrunite trei condiții: să fie vorba despre infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave. Deosebit de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție, pentru care legea penală prevede pedeapsă maximă cu închisoare pe un termen de peste 12 ani. Excepțional de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție, pentru care legea penală prevede detențiune pe viață. Divulgarea sursei să fie absolut necesară pentru urmărirea penală, să fie epuizate toate posibilitățile de a identifica sursa prin alte mijloace. Dacă după publicarea sau difuzarea unui material jurnalistic reprezentanții autorităților vă cer să le divulgați sursele și nu știți cum să procedați, puteți apela la Centrul pentru Jurnalism Independent, care vă va oferi asistență juridică gratuită, sau puteți să consultați un avocat.